Anul trecut, în județul Timiș, 40 de agricultori au cerut despăgubiri în urma calamităților. Numai două persoane au primit însă banii. Indiferent că vorbim despre distrugerea culturilor prin inundații, grindină, alunecări de teren sau îngheț, de acum există o singură condiție pentru ca țăranii să-și recupereze banii: să aibă un statut juridic. Au fost situații extreme legate de pagube produse de animale, în unele cazuri. Persoanele fizice autorizate sunt singurele care îndeplinesc condițiile pentru a fi despăgubite. Reprezentanții agricultorilor sunt convinși că producția de anul acesta nu va fi la fel de mare ca cea din 2011 din lipsa precipitațiilor. Astfel, agricultorii vor fi nevoiți să își deschidă PFA. Nu este normal ca numai anumite forme de organizare, de pildă cele care au persoană juridică, SRL-urile sau PFA-urile sau SA-urile, să beneficieze de anumite forme de sprijin. Sunt mulți arendași, exploatații familiare, persoane care lucrează 100-200 de hectare, deci produc produse agricole pentru piață și aceștia rămân cu buzunarele goale. În Timiș, din totalul de 40.000 de fermieri, numai 500 și-au făcut un contract de persoană fizică autorizată. Acum e problema, că nu o să se facă grâu. Cere o despăgubire? Nu avem la cine. De la cine să cerem despăgubire? Sunt surprize mari din vară să fie recorte slabe. Și în ceea ce privește despăgubirea? Ce despăgubire? În țara asta nu. Conform recensământului agricol, în România există aproape 4 milioane de exploatații agricole, dar puțin peste 30.000 au personalitate juridică. Ceilalți agricultori rămân fără bani în cazul în care culturile sunt distruse. Noua lege prevede despăgubiri doar dacă pierderea depășește 30% din culturi și poate fi dovedită cu acte.